sunt Alin și în de aia să vă arăt cum să vă faceți FPS boost pe Fortnite, adică să aveți mai multe frame-uri și eventual scăpați de delay-uri care vă poate apărea dacă aveți un calculator slab sau un calculator chiar bun, pentru că și eu am pățit chestia asta, e super enervant. Dar înainte de a începe, nu uitați și voi să buzi butonul de like și mai ales să vă abonați ca să ne suntem și noi cât mai mult pe acest canal. Și desigur, în videoul ăsta o să vă arăt cum să vă faceți setările în afara jocului, pentru că acelea sunt cele mai importante, adică să nu vă mai ruleze aplicații în spate, adică în background, și să vă provoace delay sau frame drop-uri. Bun, și dacă strângem peste 30 de like-uri la videoul ăsta, o să apare și celălalt video în care o să vă arăt cum să vă faceți in-game, adică în interiorul jocului, cum să faceți setările acolo. Dar haide să vă arăt în videoul ăsta cum vom face. Deci, în primul rând, trebuie să vă asigurați că aveți Nvidia GeForce Experience. Chiar aveți nevoie de chestia asta, adică driverul de la Nvidia. Dacă am deschis două chestii, nu contează, să avem nevoie și de celălalt mai încolo. Trebuie să fiți siguri că aveți driverul actualizat, adică la zi. Observați, eu l-am și dați aici pe check for updates în cazul în care nu sunteți siguri. De exemplu, dacă nu ați fi avut update-ul la zi, el v-ar fi apărut aici să downloadați sau să instalați, deci aparent îl avem. Și de exemplu, dacă nu aveți driverul deloc, trebuie să intrați pe Google și scrieți aici driver Nvidia. Intrați pe site-ul oficial, nu pe alte site-uri, pentru că s-ar putea să vă luați virus, deci cel mai bine să lucrați cu site-urile oficiale. Și observați că vă arată aici Titan, da? Eu spun că voi aveți GeForce, pentru că ăsta cred că e cel mai comun. Iar aici aveți toate seriile. RTX 30 Series, 20, notebooks, adică pentru laptopuri, deci să țineți minte în cazul în care aveți laptop, să downloadați partea asta cu notebooks, pentru că e o diferență destul de mare. Iar eu cum am RTX seria 20, adică 2070, super, trebuie să căutăm aici 20 Series, iar aici mai jos la product, căutați RTX 2070, super bine, asta am eu. Acum, dacă voi aveți 2060, căutați 2060. În primul rând, trebuie să știți ce sistem de operare aveți în calculator. Ca să vedeți chestia asta, în cazul în care nu știți, faceți în This PC sau My Computer, clic dreapta aici, da, deci fix aici, Properties, și vă arată aici Windows 10 și 64 de biți, da? Deci eu înseamnă că trebuie să iau Windows 10, 64 de biți. Game Ready Driver, Search, și îi dați pe ăsta Download, iar apoi să vi se downloadeze. Hai să dăm și noi, ca să vă arăt. Bun, încă o dată download aici. El o să se downloadeze, are undeva la 800 de mega. Văd că se downloadează super repede. Apoi îl instalați și este super simplu. Și din câte știu, trebuie să faceți și un cont pe GeForce Experience. Ok, și în cazul în care voi vreți să treceți la versiunea anterioară, pentru că probabil că asta pe care tocmai ați actualizat-o s-ar putea să nu vă meargă, pentru că am pățit și eu chestia asta, intrați aici, butonul de start, de pe tastatură, Create Device, Device Manager, Display Adapters, Nvidia GeForce RTX sau ce aveți voi. Ok, click dreapta, Properties, îi dați la driver, îi dați uninstall versiunii pe care o aveți, iar apoi mergeți pe browser și vedeți ce versiuni există. Eu am intrat aici pe un site, tot de la Nvidia, adică e cam la fel ca celălalt. O să vă las și în descriere în cazul în care aveți nevoie. Introduceți din nou informațiile pe care le aveți voi despre placa video, inclusiv sistemul de operare, iar apoi la driver results, îi dați search, driver results, și vedeți ce driver este ultimul. Ultimul este pe care l-am eu. În cazul în care vreți să treceți la anterior, pur și simplu o aveți pe celălalt, care este de pe 20 decembrie, da? Îl downloadați pe ăsta și voilà, ați rezolvat problema. A doua metodă este pur și simplu să umblați în setările Windows-ului. Ce anume, vom face chestia asta. Butonul de start din nou, Settings, iar aici aveți Gaming. Ok, și observați că deja ne-a dat în Xbox Game Bar, da? Și chestia asta ar trebui să o aveți pe off, pentru că vă rulează în background. Deci, da, părerea mea este că ar trebui, în cazul în care o aveți pe on, să-i dați pe off. Observați că această aplicație este efectiv pentru captură, da? Păi dacă vreți, puteți să activați Nvidia în cazul în care v-ați instalat driverul, sau pur și simplu cu OBS-ul pe care îl folosesc și eu, desigur. Bun, altă setare, tot de aici, vă duceți la Captures și aici aveți chestia asta Background Recording, da? Adică să vă înregistreze în timp ce vă jucați. Bun, deci ar trebui să aveți chestia asta pe off în timp ce vă jucați, pentru că s-ar putea să vă facă un mic delay și să vă scadă și frame-urile. Așa, să trecem la Game Mode. Aici depinde de fiecare, adică voi puteți să testați chestia asta să vedeți cum vă merge. Sincer, puteți să lăsați și pe off și pe on. Eu, de exemplu, am pe on. Zice că vă optimizează PC-ul. Tot aici, în setările astea, aveți mai jos Related Settings, Graphic Settings. Apăsați pe ea. Observați că eu am aici Hardware Accelerated GPU Scheduling. Chestia asta eu am pe on, dar cel mai bine este să o lăsați pe off. Desigur, să vă ceară să dați restart la PC ca să aplice setarea, pentru că altfel nu o să se aplice deloc. Iar mai jos, observați că aveți ceva cu Graphics Performance Preference. Chestia asta ce înseamnă? Voi vă puteți seta efectiv o aplicație și să vă ruleze la High performance, low performance, depinde. Dați browse aici și căutați Fortnite-ul, unde l-aveți voi. Eu, de exemplu, l-am în E, poate voi l-aveți instalat, nu știu cum e el direct. L-aveți în C, Program Files, și undeva pe aici trebuie să fie Epic, sau cum scrie Fortnite, mă rog. Din nou Fortnite, Fortnite Game, îi dați la Binaries, Win64, și aici observați că aveți
4 chestii cu Fortnite. Nu apăsați pe Fortnite Launcher, ci pe Fortnite Client win64shipping.exe. Deci shipping.exe, da? Fără băie, fără ea. That's it. Și aici aveți opțiuni. Observați că let Windows decide. Adică să lăsați Windows-ul să decidă cum vrea el. Puteți să lăsați power saving, dar asta înseamnă că nu o să vă ruleze foarte bine placa video. Iar ce vă recomand este să dați pe high performance, îi dați save și... desigur, trebuie să dați restart la calculator ca să vi se aplice. Ideea de a treia setare este în felul următor. Intrați tot pe butonul de start, deci video-ul ăsta o să lucrăm numai cu butonul de start de la Windows. Și scrieți aici power și vedeți că aveți aici power and sleep settings. Uitați pe ăsta. Trebuie să aveți chestia asta pe never sleep. Asta cu screen-ul înseamnă că, de exemplu, dacă sunteți inactivi o perioadă de timp și anume 15 minute cum am pus eu, o să vi se bage pe sleep monitorul, da? Asta e cum vreți voi, e preferențial, dar sincer asta cu sleep-ul ar fi bine să o băgați pe never pentru că o să vi se stingă calculatorul, de exemplu dacă aveți pe un minut în activitate, 40, o oră, o lăsați pe never, e cel mai bine. Ok, iar mai jos aveți related settings, additional power settings, dați click pe el. În cazul în care voi aveți balanced sau power saver, ar fi cel mai bine să lăsați pe high performance pentru că o să vă folosească mai multă energie, cum spune și aici. Dar e mult mai bine pentru Fortnite. De exemplu, vă folosește mai mult procesorul sau placa video, deci e mult mai ok să lăsați pe high performance. Dați setarea asta și ați terminat. Și ultima setare, care este cea mai importantă dintre toate, click dreapta pe desktop, Nvidia Control Panel, vă bagă direct aici. În cazul în care e pe LED 3D Application Decide, voi dați pe ăsta din mijloc, Take Me There, și o să vă ducă direct în Manage 3D Settings, deci ori puteți să faceți Take Me There aici, ori puteți să apăsați pe Manage 3D Settings, e același lucru. Ok, deci eu setările astea le-am deja făcute, iar tot ce trebuie să faceți este să faceți un screenshot sau eventual să opriți videoul și analizați toate setările dacă le aveți și voi la fel. Deci avem toate setările astea pe off, background application, max frame rate, chestia asta trebuie să o aveți tot pe off. Eu observați că sunt anti-aliasing-uri pe care le găsiți și în Fortnite, deci după mine e cel mai bine să le lăsați pe off, pentru că vă solicită foarte mult și procesorul și placa video. Settings ăsta lăsați pe none, transparency pe off, iar celelalte, ăsta CUDA GPU trebuie să lăsați pe all, în cazul în care nu-l aveți deloc, dați aici, bifați ăsta, îi dați ok, pentru că trebuie să vă recunoască placa video. Astea le lăsați tot pe off. Iar aici la monitor tehnologii, asta este o chestie mai delicată. De exemplu, dacă voi aveți, nu știu, cum am eu, G-Sync compatibil, asta probabil că e de la placa video, și eventual și monitorul care să fie compatibil cu chestia asta, pentru că s-ar putea să aveți frame drop-uri în cazul în care nu este monitor compatibil cu G-Sync. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați pe fixed refresh. Dar dacă decideți să lăsați pe G-Sync, interiorul jocului trebuie să setați efectiv. De exemplu, dacă voi aveți 144 Hz pe monitor, trebuie să setați 144 frame-uri. În cazul în care nu o să puteți face chestia asta, o să vă arăt în următorul video, pe care o să vi-l postez în cazul în care acesta o să facă peste 30 de like-uri. Bun, deci fixed refresh, multiframe, ăsta să fie pe off. Iar aici la OpenGL Rendering GPU, observați că el s-ar putea să fie default pe autoselect. În cazul în care pe autoselect, cel mai bine să selectați voi Nvidia GeForce, adică selectați direct placa video pe care o aveți. E cea mai bună setare, vă zic eu. Ok, iar la Power Management apăsați pe setarea asta, prefer maximum performance, în cazul în care voi o aveți pe, nu știu, pe optimal sau adaptiv, pentru că cel mai bine este să vă ruleze cu o performanță maximă, adică să ruleze la o putere destul de mare, dar să țineți minte că nu o să faceți overclock de aici. Da, deci nu o să vă afecteze nimic. Iar aici, pur și simplu trebuie să lăsați exact cum le-am și eu. Mai puțin la calitatea texturilor. Iar asta eu am pus-o pe high performance. Acum dacă voi vreți să o lăsați pe performance sau high quality, depinde de voi. Dar după mine high performance e cel mai ok. Și desigur, o setare foarte importantă este vertical sync-ul, pe care ar trebui să o lăsați pe off în cazul în care, nu știu, aveți pe adaptiv, pe on sau orice altceva de aici. Deci o puneți pe off. Aici aveți change resolution și e direct pe monitor setarea asta cu rezoluția, și anume, dacă, de exemplu, voi aveți, cum am spus și mai devreme, un monitor cu mai mulți herți, adică, nu știu, cum am eu, 144, 300, habar n-am. Iar apoi aveți aici PC, monitorul principal trebuie să aveți HD, da? Adică 1920x1080. Rezoluția clasică, cred că am acoperit cam toate setările pe care ar trebui să le faceți voi în afara jocului. În cazul în care v-a plăcut videoul ăsta și v-a și ajutat, nu uitați și voi să băgați acolo un mare subscribe și mai ales un like, pentru că mă ajută foarte mult. Eu am fost Alin și ne vedem la următorul video. Ciao!